dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Eu sunt Corina, spatele camerei este Alexandru și împreună suntem doi hoinari și astăzi suntem în Hania, dragilor. Da, și suntem pe străzile orașului. Ne bucurăm de aceste străzi, de magazine, de frumusețea lui. Și să știți că este al doilea oraș de aici din Creta ca dimensiune. Să știți că aici în Hania aveți câteva obiective turistice. Unul dintre obiective este aici, este în dreapta mea. Este Catedrala Fecioarei Maria. Și în fața noastră, pe acest drum, o să ajungem în portul venețian, vechiul oraș venețian, de fapt. Și am ajuns la pomul lăudat. Se spune că acest oraș este unul dintre cele mai frumoase sau chiar cel mai frumos de aici, din Creta. Noi nu putem să ne pronunțăm din spusele altora, așa că am venit să vedem dacă este adevărat sau nu și să vă spunem dacă într-adevăr este cel mai frumos oraș. Ceea ce pot să vă spun este că este cel mai bine poziționat oraș până acum, pentru că încă nu l-am descoperit complet și nu putem să vă spunem dacă este și cel mai frumos. Este cel mai bine poziționat pentru că este în apropierea tuturor plajelor foarte renumite de aici. Noi suntem în Heraklion cazați, ceea ce face accesul mai dificil către aceste plaje, distanțele fiind foarte mari. Vă sfătuim totuși să veniți aici dacă aveți posibilitate. Există și aeroport, pentru că de aici o să vă fie foarte ușor să le vizitați. Uitați și câteva prețuri aici. Suntem ajunși deja în portul venețian de aici din Hania. Ia uitați ce clădiri frumoase. O mică părticică din Veneția se află aici. Ajuns în portul venețian, să știți că aici sunt mai multe obiective turistice pe care le puteți admira și vizita, de ce nu. Avem în dreapta mea o moschee, dar și în fața mea este farul, dragilor, de aici, din insula Creta, un far cunoscut pe care chiar vă invit să veniți și să-l vizitați. Aceasta este moscheea ienicerilor și este dovada ocupației Imperiului Otoman aici, în insula Creta. Aici este intrarea în moschee, se poate vizita. Da. Și aici mai avem o piață, cred că se numește Piața Venețiană, de aici din Hania. Chiar te simți în Italia, te simți în Veneția puțin, da? Așa. Da. Aduce foarte mult cu Veneția această bucățică de Hania de aici din port. Păi, ați văzut în vlogul anterior, am fost în Bali de Grecia, acum suntem în Veneția de Grecia. Deci puteți să vizitați multe țări prin prisma acestui oraș și acestei insule. Așa este, puteți să gustați un pic din toate influențele astea italienești, turcești, pentru că am văzut și câteva influențe turcești. Eu chiar vă recomand să încercați această experiență frumoasă de a veni aici pe insula Creta. Ia uitați aici ce iaht și cu bărcuța mică lângă. Perfect! Cum să nu-ți placă să vii aici, să stai pe așa iaht, să te plimbi pe mare când dorești, să vii în port când poftești la acest restaurant. Altă viață. Hai să punem mână de la mână. Da. Să luăm și noi așa un iaht și promitem că vi-l dăm tuturor. O săptămână noi, o săptămână voi și tot așa, bine? Te-ați mai văzut până acum un așa magazin? Magazin pe barcă? Ce tare. Da. Dar acum este închis. Și când vine să-l deschidă, o să-l apropie de țăr. Am părăsit zona portului, portul se află aici și noi am plecat să ne plimbăm pe străduțele din Hania, care, sincer să fiu, până acum nu m-a impresionat. Da, ne așteptam la altceva, nu știu, mai... E foarte lăudat și eu, bine, eu am niște experiențe cu pomul lăudat de fiecare dată, zic. Pomul prea mult lăudat nu prea mai dă roade. Bine, important este că suntem aici și ne convingem, zic. Singuri, așa cum a zis și Alex, o să mergem pe străzile de aici din oraș să vedem frumusețea lor și să vă spunem și vouă părerea noastră. Haideți că m-am alăturat unui grup ca să înțeleg și eu un pic din istoria acestui oraș. Nu am înțeles foarte mult pentru că am stat un pic la distanță. Și acum am înțeles că în față, pe această stradă, o să avem sinagoga. Hai să mergem să vedem dacă am înțeles bine. Și uitați ce străduțe drăguțe pe aici. Bucăsuțele acestea colorate, stil venețian, ca și cele din port. Vedeți că începem să ne schimbăm un pic părerea, pentru că am fost mai devreme un pic dezamăgiți, așa că nu am găsit ce ne așteptam. Wow. Un restaurant drăguț. Dar cum este în interior? Și a uitat și pe aici pe sus cum arată.
Am descoperit și noi partea aia mai frumoasă. Că ne-am plimbat prin port și nu prea ne-a impresionat. Și după aceea am descoperit și partea asta. Ia uitați pe aici ce frumos. Ca un lucru de făcut aici în Cania este să vă pierdeți pe aceste străduțe. Da, sunt chiar drăguțe și cu mici detalii făcute de mâna omului, ceea ce eu ador să văd. Străduțe colorate cu tot felul de ornamente, pentru că aici oamenii sunt inventivi. Vreau să ne întoarcem pentru că am văzut un magnet și cum mie îmi plac foarte mult magneții aceștia tipici, hai să-ți arăt modelul pe care eu l-am văzut. Ia spune-ne, Cori. Acesta este modelul ce-mi place. Să știți că acest magnet costă 2,90 €. Un pic scumpicel, părerea mea. Dar o să mergem mai vedem și după aia ne întoarcem dacă e să nu găsim altul mai frumos. Cum ți se pare, Cori, pe aici? Îmi place. Am o părere foarte bună. Îmi place că este curat. Este prietenos locul. Și peste tot unde te duci, oamenii îți zâmbesc în așa fel încât să te simți bine și nu te hărțuiesc, hai să cumperi de la mine sau hai să te așezi să iei micul dejun sau tot felul de agresiuni de-astea turistice, pot spune. Îmi place! Și uite așa am găsit, nu știu dacă voi ați văzut până acum TikTok-uri cu aceste geleuri. Să știți că acestea pocnesc, deci pur și simplu muși din ele și țâșnește geleul. Hai să ne încercăm. Gata! Haideți să încercăm. Ai încercat? Nici am înghițit. S-a dus. S-a dus singură. Cum e? Ce gust are sau ce e? Foarte bun. E, are o consistență așa de geleu și e foarte bun, e dulce. Suc ceva? Trebuie să cum? Fac și pentru TikTok. Da, e un suc gelatinos. Eu am încercat gust de căpșuni. Aici cred că e un lime. Am aici o lămâie sau un ananas, cred. Și mai am aici un strugure. Hai într-o parte. Ia uitați. Hai să facem și pentru TikTok. Ia uitați, aici avem farul, da, din portul venețian de aici, din Creta. Suntem pe partea opusă acum, ceea ce ați văzut mai devreme. După ce am văzut și această parte, o să ne întoarcem la mașină ca să mergem într-o nouă destinație. O să mergem la o super plajă, tot așa, între stânci. Haideți să mergem să vedeți. Uitați aici e harta, noi am făcut toată partea asta de aici, ce ați văzut, și am luat pe câteva străduțe pe aici, am ieșit și pe aici pe câteva străduțe și acum suntem aici. Și gata, am terminat aventura aici în Hania și acum mergem pe următoarea plajă de aici, de lângă orașul Hania,
și o să vedeți și voi o plajă spectaculoasă, o plajă superbă. O să vedeți imediat.